Cupa Delfinul a fost inițiată de antrenoarea Anișoara Șufariu, care a izbutit să organizeze o ediție și în 2014. Scopurile acestei competiții au rămas neschimbate de la prima ediție, desfășurată în urmă cu un an. În primul rând a fost o promovare pentru acest sport, pentru că sportul nostru nu știe toată lumea despre el și am vrea să-l facem cât mai cunoscut, să aducem cât mai mulți copii la bazin și să sperăm că vom scoate cât mai multe valori, cum este Aia Hobaie Mare, Cosma Cătălin, valori mai recente, cum a fost Ardeleanu Cornel, acum Alin Ronțu, care e și plecat la europene și prin această ocazie vreau să-i și transmit mult succes. În primul rând, îi pregătim, de fapt, pentru competițiile mari cu această competiție. Deși mulți copii s-au inițiat în sărituri, antrenorii de la Sportclub Municipal Bacău ar dori să fie și mai mulți. Pentru aceasta ar fi însă necesar ca părinții posibililor săritori să fie mai bine informați despre această disciplină, a cărei paternitate nu este legată de apă. Mai mult gimnastică, este practic o gimnastică în aer și se aseamănă foarte mult cu gimnastica, numai că diferă puțin tehnica, dar e cam pe acolo. Este un sport destul de frumos, de spectaculos, în același timp este și puțin greu. Publicul se va putea convinge de valențele săriturilor în apă, urmărind pe viu Cupa Delfinul, începând de vineri 4 iulie, ora 16. Reuniunile 2 și 3 se vor desfășura sâmbătă 5 iulie. Competiția este considerată ca fiind una de casă, concurenții fiind doar copiii din Bacău, aparținând grupelor antrenoarelor Clara Gherase, Mihaela Neagu și Anișoara Șufariu.